Da, glume de hidrant. Se înțeleg atât de bine jurații noștri de la un timp, zici că sunt frați. Nu mai știi care-i unul și care-i celălalt. Salut. Salut. 2 în 1. La promoție. Păi da, da, care cântă? Unde se vede eticheta? Voi fiți atenți. Ia spune. Să nu o schimbați până la intrare. Ne mai gândim? Ia asta să văd. Da, nu există un semn distinctiv? Încă nu, dar mă prind eu pe parcurs. Să te obișnuiești. Amândoi cântați la fel? Da, absolut. Am tras la sorți și eu am căzut să vin la X-Factor. Da, chiar așa. Zic, păi cum facem? Că fratele meu spunând că aș vrea să merg și eu. Noi întotdeauna am cântat împreună. Nu? Zic, păi și cu serviciu ce facem? Zic, păi hai să tragem la sorți. Asta a fost norocul meu, ce să fac acum? Dacă te îmbolnăvești înainte de finală... Stai liniștit că m-am gândit la varianta asta. Are cine să mă înlocuiască și nu o să știe nimeni. 3, 2, 1! Oh, yeah! Bună seara, bună seara! Bună seara! M-am găsit. Sunteți îngrijorat, timid? Nu, sunt chiar un tip exuberant. Așa ca... Dar nu acum și nu aici. Ca... Știi, aici și acum e momentul ideal. E momentul ideal? Da. Adună-ți toată exuberanța, toate forțele, tot. Și așa. Concentrează aici, acum. Mă concentrez. Ai venit singur? Am venit cu fratele meu. Fratele, vreau să văd dacă e exuberant sau nu. Vreau să văd fratele. Cred că ați încurcat. Sunt gemeni, mă. Da. E copia mea fidelă. Aplauze premieră. Băi, formidabil. Deci, dacă nu te descurci, vine fractul și continuă. De fiecare dată mi-am pus problema cu gemenii. Dacă unul se îndrăgostește de o fată... E bine. Da, e problema și-o pus-o toți, da, se întâmplă. Păi, cum? Bravo! A fost așa de repede și de scurt încât întrebarea n-a mai avut sens. Întreabă-l! Ești îndrăgostit? Sunt, aproape. Și frate, tu e îndrăgostit? Și el este îndrăgostit. Dar niciunul căsătorit? Nu suntem căsătoriți. Există o vorbă care sună cam așa. Zi. Iubirea este lumina vieții și căsătoria factura luminii. Auzi? După ce cânti la hidrant, cred că te duci la hidrant. Singur, nu întreba de ce stai puțin la hidrant și te întorci înapoi, da? La hidrant? La hidrant. Sau ai du-te acum acasă, ai după aia. Vino aici. La hidrant sau la hostel? La hidrant aici, vino aici puțin. Eu nu întreb de ce Ștefan îl trimite la hidrant. Nu i-a plăcut gluma. Stai acolo 2-3 secunde și noi te chemăm înapoi. Stai acolo la hidrant și frasul cu spatele la noi. Hai și tu. Așa. Așa și acum. Haide, vino înapoi. Te rugăm. Să fiți iar amândoi. Ce dragă, așa. Păi, acum vezi altfel lucrurile, înțelegi? Să înțeleg că asta a fost drept pedeapsă, nu? Puțin, da. Noi am stat azi câte 10 minute acolo fiecare. Welcome to the club.